Bună seara, Marius. Presupun că mai devreme sau mai târziu trebuia să vină și o astfel de înfrângere. N-ați pățit-o numai voi. Care sunt concluziile sau, nu știu, lucrurile pozitive, dacă sunt, de luat din acest eșec? E adevărat, dar nu de maniera aceasta. Adică poți să pierzi un meci de fotbal, dar nu de maniera aceasta. Te referi la arbitraj. Poți să faci un joc prost, poți să faci greșeli și să pierzi o partidă, dar nu să influențezi arbitrii rezultatul. Te referi la un eventual penalti la Păun acolo, pentru că astea au fost fazele, hai să le spun neclare, și offside-ul, nu? Păi sunt trei penaltiuri, între care două clare, plus avem un gol anulat, care este un gol perfect valabil. Ciubotariu marchează golul. Nu marchează Costache, dar nici măcar Costache nu era în offside, deci amândoi jucători erau în poziție regulamentară. Dar ce explicați? Că asistentul n-a ridicat fanionul acolo. Păi ce explicați? Nu știu dacă a fost la meciul acest ușier. A venit spre centru, s-a întors, s-au vorbit în cască. Din câte am înțeles eu, centralul a anulat golul pentru că a văzut el offside. N-am mai întâlnit așa ceva în fotbal. Cu tot respectul pentru el, pentru că am avut o discuție amicală înainte de meci și era vorba de respect și de faptul că trebuie să ne respectăm în această competiție. N-am niciun cuvânt, nu știu ce să-i mai spun. Deci suntem clar dezavantajați, am atras atenția încă de anul trecut din play-off, când acele meciuri decisive, finale, când efectiv nu contau pentru arbitrii, am avut foarte multe lovituri de la 11 metri pe care nu le-am primit. Acum se continuă în aceeași manieră. E clar că nu avem nicio șansă din punctul meu de vedere, pentru că să vii să arbitrezi de o asemenea manieră pe CFR Cluj acasă, mi se pare că deja clar există o tentă pe care o urmează în general arbitrii. Am avut doi arbitri din Craiova care ne-au arbitrat în ultimele două partide acasă, ați văzut și voi rezultatele. E clar că în acest moment suntem echipa dezavantajată de decizii de arbitraj. Din păcate, o să spun ceva care n-o să fie poate pe placul tuturor. Decizia patronului este de a nu ne prezenta la următoarea partidă. M-a rugat să transmit acest lucru. În aceste condiții nu avem nicio șansă și nu are rost. Semn de protest, Marius? Adică e un semn de protest. Mi s-a transmis că de la Roma vom veni la Cluj, nu vom mai merge la Pitești pentru următoarea etapă de campionat. Este un semn de protest pentru ceea ce se întâmplă, pentru că noi am atras atenția, am rugat să se ia măsuri. Asta se întâmplă din play-off-ul. Asta vreau să spun, adică nu poți să iei decizia asta numai după un meci. Bănuiesc că simțiți că lupta asta se dă și în afara terenului. Nu e vorba doar de această partidă. Haideți să vedem că se întâmplă niște lucruri și dacă nu se discută despre ele, asta nu înseamnă că noi nu le vedem sau nu le observăm. Asta se întâmplă din play-off-ul campionatului trecut, când am văzut cu toții că noi am fost echipa dezavantajată, clar. Acum se continuă pe aceeași manieră. Noi nu avem nicio șansă în aceste condiții. Nu putem să jucăm în asemenea condiții. Când bagi mingea în poartă regulamentar și ți se scoate mingea din poartă, efectiv. Și ți se scoate de o manieră în care tușierul validează un gol și vine centralul și îl anulează. El nu poate să vadă o poziție de offside din punctul meu de vedere, mai ales la aglomerația care era. Am auzit pe microfoanele de ambianță că la un moment dat George Găman a spus că ar fi atins Ciobotariu și apoi Costache, care s-ar fi aflat în offside. Dar niciunul nu se află în offside. Nu spun că așa a zis, dar așa mi s-a părut. Dar nu poți să iei o asemenea decizie, mai ales că tu nu ești pe linie. Deci nu ai voie să anulezi un gol perfect valabil. Deci nu ai voie, nu există să stai să te gândești ce faci cu un gol decisiv, care până la urmă ne aducea în joc și puteam să sperăm la mai mult. Deci este tragic ceea ce se întâmplă, este păcat că vorbim despre arbitraj. Eu cred că am făcut un joc în care cred eu că poate un rezultat de egalitate era mai just, dar dacă nouă ni se dădeau penalti la Debeliuc la 1-0 și după aceea Păun, care iarăși penalti clar, al treilea este discutabil, dar aceste două sunt plus golul valabil anulat, lucrurile cred eu că ar fi stat altfel. Deci vă asumați toate riscurile și nu vă prezentați la meciul cu FC Argeș, nu? Am spus o dată. Asta este un mesaj care vine direct de la ceva la furie. Este un mesaj care vine direct de la patron. Este echipa lui. Dânsul ia deciziile care trebuie luate în momente importante. Asta e decizia dânsului. Mulțumesc frumos. Succes la Roma.